Salutare, oameni buni! Azi avem un squad builder cu Honda în prim plan. Hai să vedem cât de bun e băiatul ăsta. Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe fifacoin.com și folosește codul Quick pentru 5% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick în secțiunea de observații! Simplu! Da, oameni buni, mare squad builder ce avem noi astăzi, bă, cu Honda în prim plan. Hai să vedem ce avem pe lângă el, însă avem un 4-3-3 attack și avem în poartă pe Orozco. Ia uite-l. E micuț de statură ca portar, dar altceva mai bun nu prea am găsit pe acolo prin Liga lui Pește Prăjit prin Mexic ca să facă Honda. Că acolo joacă el acum, în Mexic. Un japonez în Mexic, mă, ce ciudat. Nu prea vezi asta în fiecare zi. Oricum, e acrobat, e relativ decent. Pentru 76 overall, ce dracu, vreau mai mult. Următorul este Aguilar, un jucător cu pace, micuț și el de statură. Na, e mexican, mă rog, da, e mexican, am zis bine. Mai departe avem pe Cologejac, un jucător care era în Spania, însă a ales să-și fută cariera, s-a dus și el în Mexic, bineînțeles. În continuare avem pe Barreiro, un jucător mai înalt, însă puțin mai lent, dar măcar avem nevoie de niște forță pe acolo, cât de cât. Vangioni este left-back-ul, pace pentru el, micuț de statură. După aia avem pe Fernandez, jucător care a jucat pe la Fiorentina, dacă nu mă înșel, omul ăla cu 5 stele, îl știți cu toții, cam ăla. Oricum, acum mai este KM, e destul de cent și el pe aici, cât de cât. E cam cel mai ok central midfielder pe care l-am găsit în Mexic. Următorul este Sanchez, un jucător iute, box to box, micuț de statură. Apoi avem omul cu pricina, bă, ia uite-l, Honda. 4 stele skill moves, 84 pace, 86 shooting. Are long shot demențial băiatul ăsta, 83 dribbling, 83 passing. Are și physical de partea lui, e bun bă. E al dracu de bun băiatul și este doar 15k m-a costat. 15k 250. Următorul este Iturbe, ia uite-l. Iturbe care a jucat și el în seria la Roma, dacă nu mă înșel, văd că a ajuns acum la Tijuana. Ce echipă aia? Uite mă, știu echipe bă, din Mexic, sunt bun mă. Următorul este Rodriguez, left winger-ul de silver, 4 stele, un jucător micuț, la fel, bineînțeles, dar este foarte iute, driblează frumos și ultimul jucător din echipă este nimeni altul decât Giannini, inform. Giannini inform cu 90 pace, o bestie bă, e o bestie băiatul ăsta, sincer, e un cartonaș foarte tare și ieftin, 14.500 numai de coins. Asta e echipa cu care o să joc, să sperăm că o să fie bună, chiar am vrut să-l testez pe Honda ăsta, de-aia am și făcut acest squad builder. Hai să căutăm oponent. Uite bă că vine și oponentul, doamne, cât am așteptat să vină mă. Hai să vedem care-i treaba. Ce ai tu aici? Ăsta oare e polonez? Că am văzut care e emblema lor. Wow. Wow. Ce? What? Îl are pe Ronaldo icon și îl pune cam. Ce? What the... Ok. Are, cred că cea mai bună echipă pe care am văzut-o în FIFA 18 la un adversar până acum. Clar. Dar, Honda. Este Honda. Și Honda, bă, l-oprește pe el un icon, mă. Un Ronaldo brazilianu icon, fută Dumnezeu. Cum bă să-l ai pe Ronaldo icon? Cum să ai atâta noroc? Hai să vedem cât de bun ești tu că l-ai pe... Îl ține pe long atacant, fii atent. Bă, ăsta, dacă ăsta e long, mă. Jucătorul long de fotbal. Da, asta explică și faptul că are, știi? Aici, oh, super joc, bineînțeles. Deja e extraordinar ce se întâmplă. Ronaldo, primul șut, primul gol. Oprește-l pe Ronaldo brazilianu dacă poți. Lasă reluarea, păi cum, dracu, că ai dat mare gol. Ce gol ai dat? E greu de dat așa ceva cu Ronaldo brazilianu. Cred și eu. Vine acolo Honda. Honda cu șut, avem corner, bun. Bun și cornerul. Honda îl va executa cel mai probabil. Adică, nu Aguilar. Ok. Să zicem, cu capul Giannini prinde Ceh. Ceh in form, dacă nu mă știu, nu așa? Așa că l-are pe Ceh in form, băiatul. Vine acolo, colo. E colo gegeacă la Sanchez, aici, în spate, la Giannini. Dribbling acolo, Giannini! Gol, mă! Echipă de milioane, tu ai. Echipă de milioane. Nu știu cum dracu să zic la celebrarea asta, dar e genială. E Dumnezeu pe pământ celebrarea asta. 1-1, bă! Egalăm o super echipă cu Ronaldo Icon. De 96 overall. Despre asta vorbesc. Aldo Ache acolo, bine mă. Care pe Ache, serios? Ok, până la urmă bine Honda, se ține Honda. Honda, hai pe stângul și rupe plasa Honda, e nebun mă, 2-1 mă, ce șut are mă băiatul ăsta mă. Păcat că e din liga asta, că era
fenomen. Câine! Pitbull mușcă din tine, mă, bucăți, mă. Cel mai tare. Honda, super japonez, mă. Șutul ăla demențial. Oprește-o așa ceva, mă. Ți-are echipa a dracu. Uite, așa un Chilius aici. Cel mai tu pe Ronaldo, uite la el, de la Ronaldo. A, Chiliusul meu n-a putut să recupereze de lângă Chiliusul tău. Chiliusul tău e mai bun? Asta înseamnă? A, uite, Chiliusul meu, Sanchez, ia uite, pac. Vinge aici la Giannini și el foarte bun a dat un gol. Giannini, trece de el. Dă-i tata din picioare. Giannini, Giannini, Giannini. Pac, fake shot. Pac, pasă la Honda. Pac, shoot! Ha-ha, dacă era și pac gol, era bine. Blană, tată. Ua, cât de că dau la ăla, mă, la Rodriguez, care se împiedică și nu șutează, futu-ți gâtul, mătii Rodriguez. Mai Ronaldo, mare jucător, uite, protejează, păi aia, da, asta să faci, mă, cu el, să ne arăți că ăla-i pe Ronaldo, să protejezi, într-adevăr. E ca și cum poți face, what? Dă-mă mingea, mă, așa, mă, dă-te, dracu, arestase acolo, Ache, l-am rupt pe Ache și nu ne dădea mingea, opa, liberă la acolo, ăsta e pe un auto attack, mă, ce dracu faci, mă, tată? Rodriguez, cu silver-ul, mă, cu silver-ul, mă, cu silver-ul. Silver. Ce dracu să mai zici, bă? Ce mai poți zice? Batem echipa asta. Uite-te și 3-1. A înscris el repede la primul lui șut pe poartă. Dar atunci a mai avut vreunul. N-a mai avut. În contră, ne distrăm noi cu el. S-a aruncat, s-a pus o luată teac, mă, retardator. Nu înțeleg care-i treaba cu el. Vreau să facă ceva cu long aici. Vreau să facă ceva challenge de ăla. Uite, mă, dracu, challenge-ul tău, mă. Faul, băga-mea și picioarele dacă e și roșu. E belită. Nu fi prost să iei roșu. E ok, ne iartă. Stai, nu-i convine că ne iartă. What the fuck, bă, ce agresiv. Stai, dracu, potolit, mă. Mă, lălău, mă, nu ți-a dat nimic, dracu, e doar penalti. Îl apără, fii atent, de nu-l apără ăsta Orozco. Ronaldo versus Orozco. Hai, mă, ce fac, îl ia pe lung, așa-i? Are challenge, da, de-aia l-are pe lung acolo. Care challenge de la. Dă pe partea asta, Orozco. Ia apără penalti. Vai, 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 vai. Auzi. Bine, mă, bă, Ronaldo nu mișcă în fața lui Fernandez, bă. E chiar patra recuperare din fața lui. Incredibil. Turbe, dăm în spate și când să vedem să-l punem pe Honda într-o poziție bună de șut. Să vedem dacă mai merge șutul ăla. Năpraznic Honda cu șutul. Ce are probleme. Am ținut pe mijloc din greșeală. Am vrut să țin pe colțul celălalt. Colțul ăsta de jos, ok, cu capul, Giannini, scapă, ce, mă, minge, incredibil. Oh, ce pas acolo, bă, Sterling, bună pasaia, dar e Colo Gejac, dar degeaba long îl depăși de pe fucking Colo Gejac. Și e șut pe lângă, fraiere, încerci tu acolo, bă, dar degeaba încerci, cât să încerci, mă. Giannini driblează frumos la Honda, mamă, cum a băgat piciorul acolo, minge, n-a fost rău. A fost deloc rău. Uite că mă face Canteul și pleacă ăsta iar la atac. Doamne, doamne. Bă, gata, bă, potolește-te. Bă, gata, bă, cât te mai duci, mă. Că nu o să dai, mă, gol. Stai liniștit. Ăla ți-a fost golul. Ai avut noroc că a scăpat acolo Ronaldo și a șutat. Crezi că o să mai scape, bă? Crezi că o să mai scape? L-are și pe cacao ăla, mă, de 96 sau de cât dracu e. Încep să cred că ăsta are jumătate de creier lipsă. Hai către Giannini. Bă, la Giannini i-am ținut. O, e bine, Iturbe, Iturbe. La Giannini. Giannini bagă piciorul minge de aici pe lângă. Apără portarul. Trebuie să dau lob sau ceva. Nu știu. Nu știu ce era bine să încerc. Acolo Giannini încearcă foarfeca. Băi, și tehnic al dracu, mă. Îmi place băiatul. Oh, Giannini. Ce pasă, bă. Ce pasă acolo. La Honda o vreau. Bine, prost mă. Prost mă. Puteam să dau gol aici. Dacă o jucam cum trebuie. Vreau să încerc pe Honda ăla. Man, ce face. Longă. Olă, se duce. Se duce, se duce și este bară. Nu poți. Bă, are și ghinion, bă. Așa bară să dai. Sanchez către Honda. Ok, ăsta e pe un auto attack, înțeleg. Driblăm cu Honda. Driblăm mai mult cu Honda. Hai să o centrăm frumos, să fim altruiști. Au, Iturbe, dă și el un gol. 4-1, simplu. N-am făcut nimic, șef. Asta. Bă, sără, bă, na, să ai așa echipă să nu bați, mă, înțeleg că e challenge și trebuie să dai gol cu long ca să iei nu știu ce dracu de jucător. Bă, dar totuși, bă, bă, n-ai, bă, cum așa ceva să pierzi. Dă-o dracu de treabă. O, rage quit, doamne, ferește, mă, cum, te gândești tu să ieși? Cum zici, mă, minutul? Stai că acum mi-am dat eu seama, ăsta a ieșit în minutul 90 aproape. Senzațional, oricum am învins, am făcut ravage cu echipa asta, bă, super echipă, uitați-vă la statistică, mai puțin posesie, acolo, dacă nici posesia nu avea cu echipa aia, scuză, uite ce avea în teren, Ronaldo, Kaká, Sterling, Kanté, Vieira,
fucking same. Bă, așa ceva. Da, bă, oameni, câștigăm acest match. Honda este absolut magnific. Giannini ăla la fel, îmi place foarte mult. Super match și dacă mai vreți să mai testez jucători de ăștia așa care vi se par vouă interesant, să-mi spuneți. Facem squad builder în jurul lor și testăm așa într-un match, poate două uneori când se dă rage quit de vreme, dacă se dă. Și nu uitați să lăsați și un like, bă! Lăsați și un like acolo, să facem cât mai multe. Cam atât. Eu am fost Quick, să aveți o zi mirobolantă. Ciao, les!